Am fost, astăzi am depus dosarele pentru Senat și Camera Deputaților din partea Alianței USR Plus. Am făcut acest lucru în speranța pentru o Românie mai bună și pentru o Românie fără hoție, așa cum este și sloganul nostru. Criteriile pentru după care ați ales acele nume, am văzut listele, care au fost? Criteriile după care am ales numele de la Camera Deputaților. S-au făcut alegeri interne, Alianța USR Plus așa, practic. Deci a fost alegeri interne între cei care și-au dorit să candideze. Și care este obiectivul dumneavoastră la aceste alegeri? Obiectivul meu principal, pentru că vă dați seama, avem mai multe, obiectivul meu principal este să încerc să lupt cu corupția generalizată, care în momentul de față sufocă toate instituțiile din România. Domnul președinte, cum e, domnule, cu alegerea lui Florin Iordache? L-ați votat sau nu l-ați votat? Nu, nu e. Ce știți? Păi, dar cum de-a ieșit? Eu știu. Puteți de la explica multe... matematic? Că nu iese, orice ați face nu iese. Sigur. Parlamentarii USR au votat pe Zegrean, așa cum știți dumneavoastră și au și explicat destul de clar, și au fost o parte dintre parlamentarii PNL care au votat cu Iordache. Așa știți dumneavoastră? Așa știu de la parlamentarii noștri. Uite, puteți să vedeți declarația lui Cătălin Drulă, care este vicepreședintele USR-ului, USR Național. Adică e acuzat pe liberal de trădare. Da. Cătălin Drulă spune treaba asta într-o postare pe Facebook, pe care puteți să o găsiți și noastră. Deci o întrebare cu două necunoscute. Da. Am înțeles. Aveți un target în județul pentru alegerile astea? Bineînțeles că ne dorim un scor cât mai bun, însă nu avem un target numeric. Mulțumesc. Adică nu v-ați făcut 2, domnul... 3, 2, 3, 4, 4, 4. Cârstea, ați scos un scor foarte bun în comuna dumneavoastră. Erați gata să îl trimiteți la pensie pe actualul primar și poate că era bine. Scuzați-mă. Ce vă propuneți la alegerile astea? Sunteți primul pe listă la Senat. Da, este o încercare practic și pentru mine, o experiență nouă în viață. Vreau să vă spun în primul rând că îmi doresc, în primul rând, să particip activ la schimbare. Îmi doresc o Românie curată, îmi doresc nu eliminarea, eradicarea corupției, îmi doresc copiii românii să întoarcă în țară. Acesta este obiectivul pentru care am intrat practic în politică. Vreau ca tinerii să revină în țară, să se reintegreze în societate, să-și găsească locuri de muncă. Da. Aș vrea să vă întreb despre alianțele posibile pe care partidul dumneavoastră, și mă refer și la nivel național, le va face, cu cine le va face? Că văd că sunteți într-un război total cu PNL-ul. Este o întrebare la care nu pot să vă răspund acum, pentru că avem de făcut pași, acei pași mărunți pe care trebuie să-i parcurgem, iar la această întrebare dați-mi voi să vă răspund după alegeri. E neomarxist partidul dumneavoastră sau e de dreapta capitalistă? Centru dreapta modern. Mulțumesc. Domnule Cârstea, vă bazați la alegerile generale pe scorul pe care îl va obține partidul sau pe buna dumneavoastră reputație de polițist de carieră? Mă bazez în primul rând pe înțelepciunea românilor, mă bazez în al doilea rând pe faptul că se dorește o schimbare, iar împreună cu partidul sperăm să scoatem un scor foarte bun în județul ăsta. Mulțumim frumos!